Bună seara, bine ați venit la Etichetă și Comunicare în Afaceri. Am o invitată în această seară care este cea mai în măsură să vorbească despre trendurile generației millennials. Am ales o mică bucată pentru trendurile generației millennials, cea pe care ea o cunoaște cel mai bine, respectiv trendurile în modă. Pentru că în această seară vorbim cu Laura Călin. Bună seara, Laura! Bună seara, Cristina! Bine ai venit! Laura este la origine om de marketing și comunicare. În schimb, cel mai important lucru, sau să spunem, evenimentul cu cea mai mare reputație pe care l-a reorganizat până în acest moment este târgul V4Vintage. Pentru o generație întreagă, mai ales pentru millennials, și tu și brandul tău sunteți foarte cunoscuți. Pentru alte generații, cine este Laura Călin? Îmi spun despre mine că sunt un antreprenor, mai exact un om care dorește să creeze lucruri frumoase și de asta m-am oprit în acest domeniu al designului contemporan românesc. Ce aș putea să mai spun despre mine este că îmi place frumosul, este un domeniu al frumosului și îmi place să lucrez cu oamenii creativi. Și atunci așa a apărut ideea acestui proiect pentru care sunt cunoscută, acest târg V4Vintage, pe care l-am construit acum 10 ani, acum 9 ani, pentru că în anul care urmează o să ajungă să aibă 10 ani de existență. Nu știu ce aș putea să mai spun despre mine, foarte multe. Haideți să luăm încet. Cum te-ai pregătit? Sau unde se găsesc, în ce specializări se găsesc bazele acestui antreprenoriat al tău? Cred că procesul de educare este continuu. Faptul că am terminat o facultate și că am făcut cursuri după facultate și altă pregătire, mi se pare că, adică, pregătirea nu se termină niciodată. E un proces constant în care ne pregătim și căutăm să devenim din ce în ce mai buni. Și atunci, pregătirea mea este continuă. N-aș putea să spun exact sau stau cu exemple concrete cu ce alte cursuri am făcut. Ultimele cursuri în care m-am specializat sunt cursuri de psihologie, care nu au neapărat legătură cu marketingul, sau cred că au, deși cunoscând și făcând aceste, pot să spun că au mare legătură cu marketingul și cu comunicarea. Mi-ai spus, sau am vorbit la început în emisiune, de faptul că ești un om de marketing. Da. De ce ai ales, sau cum ai ajuns din această zonă a marketingului și al comunicării să alegi doar așa, această zonă foarte îngustă, care este designul contemporan? Sunt un consumator, eram și acum 10 ani un consumator al designului contemporan. Cunoșteam designerii, colaboram cu ei, pentru că la vremea respectivă dețineam o agenție de BTL, de publicitate neconvențională. Și cumva eram deja consumatoare, iar la vremea respectivă exista o lacună, o discrepanță, o necomunicare între designeri și publicul lor. Practic erau cumva văzuți nu neapărat neprietenoși. Dar ca o castă care comunică foarte puțin, care vorbește foarte puțin despre ea, care este foarte selectivă în alegerea grupurilor cu care intră în contact, și atunci păreau inabordabili cumva, nu puteai să ajungi la ei, pentru că lumea căuta și vedea în revistele glossy, îi vedea pe Chietoc, îi vedea la televizor, îi vedea în online, dar nu aveai un contact direct cu ei. Și atunci am vrut să-i aducem într-un mediu prietenos și să-i împrietenim cu publicul. Și așa s-a creat primul proiect. Este un târg, da, în care oferi designerilor români de modă, dar și de accesorii, dar și de produs, am văzut. Și de bijuterie. Și de bijuterie, da. Oferi spații în care vin să își expună colecțiile, dar mai ales să le vândă, lucru care este foarte important pentru ei, pentru că ei nu au niciodată această putere, fiind artiști, nu au această putere financiară de a-și crea spații de vânzare, și cred că a fost un mare ajutor pe care le-ai dat. Lor. În spațiu de expunere și de vânzare, pentru că un târg în sine nu presupune doar vânzare, ci modul în care ei își promovează și își expun produsele, faptul că pot să-și cunoască publicul, să își creeze o bază de date, să se facă cunoscuți, să se împrietenească inclusiv cu ceilalți designeri și să ajungă la un public mare, adică publicul la care ei a reușit să ajungă prin efortul propriu, este cumva mic, pentru că aici este un efort colaborativ. Aici lucrăm noi, o echipă de PR care organizează acest târg. Pe lângă această echipă, toți designerii contribuie la
succesul acestui târg. Și noi de asta spunem că este un proces colaborativ. Am apreciat întotdeauna modalitatea în care voi ați comunicat și în care de fiecare dată ați integrat participanții la acest târg, da, în echipa voastră de PR, ei, da, utilizându-și toate profilele sociale, site-urile și alte modalități de comunicare. Este iarăși foarte interesant că târgul le-a oferit, i-a pus în fața unor provocări cu care ei nu se întâlneau niciodată. Ei nu se întâlneau cu oameni care să vină și să pună întrebări de ce ăsta e așa, dar materie, sau să le spună care este direct părerea lor. Nu? Se, da, aflau undeva în niște medii în care se simțeau artiști, considerau că lucrurile stau într-o, de o anumită manieră, și atunci în interacțiunea aceasta directă cu publicul s-au lovit de lucruri pe care, să spunem că la prima ediție li s-au părut suspecte sau li s-au părut sau interesante sau i-au deranjat, numai că ulterior, crescând, au început să se obișnuiască cu ele și le-ai dat niște instrumente cu care să-și pună pe picioare mulți dintre ei niște business-uri. Da. Ai învățat împreună cu noi cumva piața asta, pentru că și noi și ei au crescut împreună cu piața. Și piața s-a dezvoltat în 2008, era, adică mi se pare că au crescut, nu că au trecut 9 ani din 2008 până acum, ci că au crescut o grămadă de timp, pentru că trăim într-o perioadă în care totul este accelerat. Inclusiv promovarea, inclusiv piața asta de design. Și atunci au învățat, s-au adaptat și știu să-și promoveze. Înțeleg ce înseamnă să participe la un târg, înțeleg ce înseamnă un proiect colaborativ, înțeleg ce înseamnă să-l susțină pe celălalt designer, să facă parteneriate cu designerii care au, de exemplu, vestimentar. Un designer de accesorii se parteneriază cu un designer vestimentar și reușește să facă un proiect mai bun, adică reușesc să fac o ținută, un outfit, reușesc să colaboreze pe alte mini-proiecte în tot ceea ce fac. Li s-a deschis acest apetit de a fi prietenoși și de a se adapta pieței în care există. Și de a înțelege că probabil lucrurile se fac mai repede și mai bine dacă în aceeași direcție acționează mai multă lume. Exact, da. Referitor la selecția designerilor, cum ajung designerii în târgul pe care, în evenimentul pe care l-ați creat? Există, în primul rând, o tematică care li se dă acestor designeri, care se anunță undeva cu 3 luni înainte de eveniment, înainte de târg. După care este ales un juriu cu expertiză. Acest juriu cu expertiză notează aplicațiile constă în colecții capsulă, aplicațiile designerilor. Juriul este format de regulă din? Stiliști sau designeri consacrați. Aduceți și jurnaliști din zona de modă să facă parte? Da, stiliști din zona de modă, ei sunt. Ultima oară a fost Dominica Mărgescu, fashion director. Am înțeles. Bun, deci ei trec de această selecție acestui juriu, cu această colecție capsulă pe care o propun, da? După care ajung la târg. Ajung în campania de promovare, pentru că să participe la un târg nu este doar că ai un spațiu pe care ți-l pune la dispoziție organizatorul și tu mergi acolo și îți expui colecția cu care te-ai înscris și care a fost acceptată. Tu, practic, beneficiezi de o campanie de promovare pe care noi, ca organizator, ți-o facem. Și promovăm capsula, colecția capsulă cu care tu te-ai înscris. Și o promovăm pe canalele noastre, care sunt cunoscute și au o comunitate cunoscătoare de design. Și atunci, practic, ajungi deja cunoscut în fața publicului, așa că publicul care ne cunoaște și ne știe și ne așteaptă și ne urmărește în fiecare an știe ce urmează să fie acolo și deja te-a văzut. Și atunci când vin acolo, dacă i-au plăcut colecțiile tale, vine deja la... își caută brandul respectiv, își caută designerul respectiv. Toți acești ani în care ai organizat evenimentul și bănuiesc toate modalitățile de comunicare pe care le-ai folosit pentru târg, au transformat echipa ta de PR în niște specialiști de comunicare, în special cu generația millennials. Spune-mi, da, care sunt lucrurile la care generația millennials acționează sau cu care empatizează dintre elementele de comunicare pe care le folosești pentru târg. Cred că millennials sunt și ei, și adică cred că în momentul ăsta, dacă vorbim despre millennials, vorbim despre ce apreciază ei la un brand și la brandul nostru. Ei apreciază mult reputația. Este una din trendurile anului 2018, care însă este de ceva timp pe piață, este inclusiv în 2017. Este o caracteristică și un trend care îmi place foarte mult al pieței de acum.
pentru că pe asta ne bazăm și noi, pe faptul că este transparență, pentru că este autenticitate, că este flexibilitate și practic ei lor le plac valorile brandului și noi asta creăm valoarea designerilor, valoarea târgului și valoarea celor care vin la noi să consume și să cunoască designerii români. Știu că târgul a pus bazele unui nou proiect pe care l-aveți în acest moment tocmai. Cred că vine... Luați elementele de comunicare în care ați devenit experți, da, în zona de comunicare cu această generație, dar și cu ceilalți, respectiv mediile sociale, zona de relații publice, zona de comunicare, probabil, da, zona de antreprenoriat, iată, și le puneți în serviciul lor pentru a se pregăti. Povestește-mi despre proiectul, următorul vostru proiect pe care l-ai lansat de puțină vreme și care acum crește, da? DesignFit. DesignFit-ul s-a lansat în acest an și cred că are undeva la 6 luni, deci este un proiect foarte tânăr și s-a lansat tocmai pentru că am observat această nevoie în piața a designerilor cu care noi colaborăm de promovare, de expunere, de a fi curatoriate și atunci am creat această platformă. Și de educație, mi-ai spus la un moment dat. Da. Și am creat platforma, am expus o parte din designerii care au aplicat și care au fost curatoriați de către curatorii noștri. Și am organizat 3 cursuri de formare, 3 workshop-uri, pe care le-am organizat sub denumirea de designerul ca antreprenor. Designerul ca antreprenor a pornit din nevoia pe care am observat-o a creativilor de a cunoaște piața, de a se adapta la piață, de a ști cum să-și promoveze, formeze, crească business-ul pe care l-au, să-l transforme practic într-un business de succes. Se întâmplă acest lucru și pentru că ei în facultăți sunt pregătiți în special ca artiști mai mult decât ca posibili antreprenori? Este exact ce vorbeam înainte de a intra în emisiune. Ei sunt creativi, sunt formați și educați ca oameni creativi, așa cum oamenii care fac ASEUL sunt formați ca potențial oameni de business sau oameni care se lucreze în alt domeniu. E bine, o facultate sau universitate de antreprenoriat nu există. Antreprenorii învață din propria experiență, din experiențele altora și cumva învață așa mergând, piața se formează mergând, înveți câte puțin din fiecare, dar o facultate de antreprenoriat nu există sau normal că un creator, un designer, un creativ nu are cum să știe ceva ce nu există pe piață. Și atunci, ce se întâmplă? Ei fiind creativi, fie rămân în zona lor și atunci există un parteneriat între un creativ și un om care are veleități de antreprenoriat și dezvoltă împreună un proiect, un business, fie se duce și lucrează pentru un designer deja consacrat. Ceea ce înseamnă că se formează învățând din succesul, din practica acestui designer consacrat și fie se dezvoltă, cum spuneam mai devreme, în parteneriat cu un potențial, un om care e pragmatic și care vrea să dezvolte genul ăsta de business ca un fel de manager al lui, rămânând pe partea creativă, fie își dezvoltă partea lui pragmatică și poate deveni un fel de om de business care este creativ și care poate să își conducă un proiect, un business. Mi-ai spus că au fost cursuri de antreprenoriat până în acest moment. În ce zonă? Sau ce cuprinde un curs de antreprenoriat pentru designeri? Am organizat 3 cursuri care au fost destul de asemănătoare. Prima a fost generalist, a fost în vară și a cuprins zona de supply chain și zona de zona de expunere internațională. S-a vorbit destul de mult de zona de supply chain și am ajuns la concluzia că acest curs o să fie reluat și extins pe zona asta pentru că ține mult de zona lor de producție, cum ajungi să creezi ceva, să produci ceva efectiv. Și am fost în toamnă 2 cursuri de promovare online. Este ceea ce facem și noi, ceea ce dorim să îmbunătățim și a fost foarte interesant pentru ei să învețe trucurile care se ascund și pe care agențiile de PR și invitatul și nostru, care cel care a fost trainerul acest workshop, să le spună ce au de făcut ca să aibă un proiect de succes, ca să-și promoveze business-ul online. Ce alte cursuri mai aveți pe platforma DesignFit? Sau în ce zonă sunt poziționate ele? Ce zone pot să acceseze designerii? Ne gândim să facem pe zona de tehnici de vânzare, pe zona de pricing, pe zona de expunere internațională și mai sunt câteva care sunt la noi. Pe zona de e-commerce,
cam tot ce e nevoie ca să poți să-ți crești business-ul în momentul ăsta, în industriile creative. Nu ne-am limitat neapărat în zona de designeri, chiar dacă el este sub umbrela designerul ca antreprenor. Este adresat celor care activează în industria creativă. Asta înseamnă de la designerii de îmbrăcăminte, cei de accesorii, înseamnă designerii de produs. Înseamnă designerii de produs, dar înseamnă și fotografi, da. Înseamnă și graficieni, da. Înseamnă și artiști de graffiti. Da. Bănuiesc că toate aceste zone de noua artă sau de noile arte urbane intră în zona aceasta pe care voi îi numiți creativi. Da. Acum, în acest moment, câți designeri sunt pe platforma Design Feed? Cred că am depășit 30, undeva suntem către 40 sau 50. Nu i-am numărat, nu stăm să ne uităm exact cât sunt, ci ne gândim la ce target avem în anul care urmează. Și atunci au fost undeva, cred că până în 50 sunt deja curatoriați în momentul ăsta pe platformă, au fost mai multe aplicații, au fost atâția selectați. Și la anul targetăm încă pe atâția, adică probabil la finalul anului următor o să avem undeva la 100 de designeri selectați. Care sunt obiectivele voastre cu această platformă? Ceea ce ne dorim este să educăm această zonă, să creăm business-uri sustenabile în zona de industriilor creative. Și asta este cumva partea noastră și contribuția pe care noi avem în această zonă. Și ne dorim pe lângă partea de promovare, pentru că platforma Design Feed se ocupă și de partea de outsourcing pe promovare, adică noi preluăm o parte din serviciile de promovare și ne ocupăm de aceste servicii pe canalele pe care noi le avem, adică pe platformă și în canalele de social media. Și ne dorim ca această platformă, care este făcută în limba engleză, să ajungă în internațional. Nu știu dacă reușim neapărat la anul, dacă nu în 2 ani, să poată să ajungă în internațional, pentru că toți designerii care sunt expuși aici au contactele prezentate pe platformă și pot fi contactați direct de pe această platformă. Există niște proiecte de promovare a acestei platforme în zonele care ar putea să fie interesate de designul contemporan românesc? Sunt câteva proiecte la care ne gândim și pe care le luăm în calcul. Deocamdată ne axăm mult pe partea de educație. Este scopul nostru pentru anul viitor, este cel care și este și un trend în comunicare, educarea permanentă sau deschiderea oamenilor de comunicare către educația lor personală în diferite alte zone. Am să revin puțin la una dintre întrebări. Care sunt elementele de comunicare la care această generație, cea între 20 și 35 de ani, da, vine sau la care empatizează? Care sunt elementele, trendurile în comunicare la care ei empatizează, cu care ei empatizează? La ce reacționează generația millennials? De valoare am spus și mi se pare că este foarte normal să se continue acest trend care a apărut de anul ăsta. Eu îl simt de ceva timp, nu numai de anul ăsta că a apărut, dar îl văd în trendurile de anului viitor. Content marketingul, marketingul prin conținut, și era normal să se ajungă aici și mă bucur că s-a ajuns la marketingul prin conținut. Un alt trend este live streamingul și comunicarea live prin social media și este și ăsta mi se pare, nu neapărat că e un trend, deși este urmează să se accentueze și să se comunice cât mai real, pentru că asta înseamnă naturalețe și autenticitate în momentul în care comunici cât mai real cu comunitatea ta, cu publicul tău. Și este normal să fie un trend. Și acum mă gândesc că noi facem mult prea puțin acest, deși este un trend și deși ne place să facem lucrul ăsta, facem aceste lucruri live destul de rar și am putea să facem mult mai des. Adică facem în perioada târgurilor sau când vrem să anunțăm ceva special. Dar putem să o facem pur și simplu pentru că, nu știu, să găsim un alt motiv sau ceva în care să anunțăm. Se pot integra în strategiile de marketing și de promovare genul acesta de... Da. La un moment dat ai punctat vis-a-vis de social media, da. Și unul dintre trenduri cred că se referă și la această capacitate a social media de a te vedea mai mult sau mai puțin, numai că reach-ul din ce în ce este mai... Da. Reach-ul organic, din păcate, creșterea reach-ului organic crește din ce în ce mai puțin, ba chiar către zero se duce și asta cumva a început să se simtă de un an sau de anul ăsta din ce în ce mai, pentru că e accentuată această descreștere a reach-ului organic și atunci, în momentul în care vrei dori să crești ca număr de followers,
Probabil o să fie necesar să investești în această, în pagini, în conturi, în tot. Și e, da. Crezi că genul acesta de evenimente, cum este al tău, dar și alte evenimente, să zicem, de aceeași factură care au apărut pe piață, sunt cele care au dus la conturarea unui grup de persoane pe care unele dintre ele au sau unele mai mult sau mai puțin influență vis-a-vis de ceea ce înseamnă zona de modă și conturarea acestui grup de influenceri în modă și în lifestyle, genul vostru de eveniment? Acum că ai adus vorba de influenceri, ne place mult să lucrăm cu ei. O să vorbesc de cazuri concret. Ne place să lucrăm cu ei. Mi se pare că prin exemplul propriu poți educa piața, poți informa piața și poți spune real ce consumi din piața respectivă aplicat la designul contemporan românesc. Și mă bucur că trendurile spun că nu numai influencerii mari au succes și sunt căutați de către branduri, ci și micro-influencerii. Și micro-influencerii mi se pare că sunt din ce în ce mai căutați și încep să aibă succes, chiar dacă comunitățile lor sunt undeva la 10.000 de followers, adică sunt cumva destul de mici, dar au un return al investmentului destul de mic, pentru că, în primul rând, fiurile lor sunt mici, investițiile în ei sunt mai mici și atunci au un succes mai mare, cumva. Și, de la întrebarea ta, faptul că tu mă întrebai dacă acești influenceri sunt... Dacă acest grup de influenceri care au devenit, iată, din ce în ce și mai vizibili și din ce în ce și mai importanți, dacă ei au fost creați într-un fel sau altul sau au fost sprijiniți în a deveni influenceri de către evenimentele la care au fost solicitați să devină și imagini, au fost solicitați să-și ajute, să fie și experți și... Este un trend internațional, cumva. Adică, acum ceva timp a apărut în state acest trend, această zonă de influencer, acest marketing influencer marketing a apărut în state și atunci la noi a ajuns și era normal să ajungă și la noi această modalitate, această activare. Și mă bucur că a ajuns. Sunt brandurile care s-au obișnuit să lucreze cu ei și lucrează din ce în ce mai bine și apar din ce în ce mai mulți și fac treabă bună. Și atunci, din experiența proprie cu ei, cred că contribuția noastră a fost cumva, nu neapărat cea mai mare, dar ei ne susțin pe noi și noi îi susținem pe ei și atunci cumva un suport reciproc. Și mă bucur că sunt oameni, e foarte umană comunicarea lor. Asta îmi place, asta folosesc, de ce fac asta? Și atunci e atât de naturală și de încât n-are cum să fie decât, n-are decât să-ți placă. Dacă îți place omul, îți place și ceea ce promovează. Și au mare grijă de ceea ce spun și sunt cât mai aproape de realitate și de publicul lor, cu care se întâlnesc la diverse evenimente. Și o adevărată plăcere să știi că omul ăla de pe sticlă, pe care l-ai văzut, de pe sticlă, de pe net, pe care l-ai văzut, îți e aproape și că e un om la fel ca tine, care are probleme, are nevoi, merge la piață, nu știu, are probleme cu părul, nu știu, se machieze, dar învață și e atât de real încât sunt ai noștri, adică, și îți mai dă șansa și e acel vis pe care toate fetele l-au, pot deveni, pot să reușească și ele dacă X a ajuns așa și e nu neapărat cea mai frumoasă, nu neapărat cea mai deșteaptă, ci cât mai reală și apropiată de ele, de ea, înseamnă că oricine are șansa să reușească. Și asta e o mare... te poți... Nu știu dacă... Nu găsesc cuvântul. Este o oglindă până la urmă. Te poți oglindi și știi că ai șansa să ajungi acolo și poți să ajungi în poți să ajungi și tu la rândul tău un micro-influencer sau un influencer la un moment dat, pentru că dacă ai ajuns, există șansa să poți reuși și tu. Mai e puțin din 2017. Foarte puțin. Foarte puțin. Și aș vrea să-mi spui ce a adus bun 2017 și care sunt lucrurile pe care le-ai învățat în anul acesta. În urma acestor experiențe cu târgul și cu platforma de design. Mi se pare că 2017 a fost un an cu multe provocări și în același timp s-au așezat multe lucruri. Unele au dispărut, altele s-au așezat. Și mă bucur că știm exact cum să intrăm în 2018. Adică
proiectele au prins, adică, au prins un trend clar, au prins o direcție bună. Și vorbesc din proprie experiență aici, pentru că sunt proiectele pe care, de care noi ne ocupăm. Pe de altă parte, mă uit și stânga și în dreapta și văd ce se întâmplă și în, în proiectele altora. Și mă bucur cumva că există această viziune pe care antreprenorii o au în piață, că știu ce, ce urmează să facă. Că deci au vezi într-un siguranță. Fel sau altul un fel de conturare a unor mult mai serioasă și mai business oriented a obiectivele lor, a obiectivelor lor. Nu mai sunt mulțumiți doar cu promovare, ci au reale obiective de business. Vorbind în termen de business, e exact ce ai zis tu. Știu exact ce urmează să facă. Își știu obiectivele, își știu valorile, își știu targetul pe care urmează să-l facă și cumva se așează foarte bine pe final de an ca să se pregătească de noul an. A fost un an al așezărilor sau al schimbărilor urmate de această așezare. Eu așa l-am văzut și așa l-am simțit și mă bucur că, că e ca și cum pornești fresh, dar având o bază solidă într-un nou an. Știu în ce direcție te duci și ai o bază. E ceea ce își dorește orice antreprenor. Să știi ce ai de făcut în noul an, având această bază. Și acum o să mă întreb ce să fac în noul an, nu? Da, normal. Ți-am previzionat următoarea întrebare. Mai aveam una să-ți adresez referitoare la lucrurile, mi-ai spus lucrurile bune. Da. Aș fi vrut să-mi spui și lucrurile pe care consider că ar trebui să fie îmbunătățite. Cele care au venit, le-ai simțit în 2017 și simți că acolo încă este de lucru și sau pur și simplu n-au fost în regulă și simți că acolo e nevoie de un improvement serios. Aș vorbi de situația sociopolitică, dar n-aș vrea să intru foarte mult în amănunte. Dacă ar fi să... Putem să punctăm câteva lucruri de care, iată, tinerii profesioniști sau antreprenorii sau tinerii creativi se lovesc și ar trebui să le punctăm cel puțin. Nu le dezbatem, dar ar trebui să le punctăm. Aș vorbi de codul fiscal și de toate modificările care se întâmplă în ultimul timp și de acest ping-pong care este între un antreprenor și contabilitate și care necesită timp și toate modificările astea pe care, cu care ne acomodăm din nou și din nou și din nou și toate schimbările care au loc și care lucruri nu sunt normale pentru mediul nostru, pentru mediul meu de, din zona creativă, din zona industriilor creative, pentru niciun mediu, pentru mediul economic nu sunt ok. Și pentru că nu-ți dă siguranță. Și nu știu cât și cum putem noi influența, putem ieși în stradă, putem face o grămadă de alte lucruri, dar este o zonă care ne influențează. De zona de fiscalitate care în continuare este... Care este în schimbare. Într-o permanentă schimbare. Da. Și nu-ți poți previziona un business și nu-ți poți să ai niște prognoze foarte clare din punct de vedere economic atâta timp cât tu nu știi ce schimbări și ce alte modificări se facă la anul, ținând cont că anul ăsta au fost nu știu câte alte modificări. Și cash flow-ul tău este nu știu exact cum o să fie, nu știu exact cum este cu TVA-ul și atunci evident că ai niște nesiguranțe apropo de această zonă. Da. Mai există și altele pe care le-ai vedea îmbunătățindu-se în anul viitor, lucrurile care n-au fost în regulă? Nu știu dacă, adică cred că dacă aș spune că... De exemplu, tinerii antreprenori sau creativi, în ce măsură sunt susținuți să poată ieși în străinătate pentru a-și promova creațiile sau lucrările? Știu că erau proiecte în care participările la târgurile internaționale erau susținute de către asociații, deci prin intermediul asociațiilor de către Ministerul Economiei. Și existau finanțări care se obțineau, care acoperau transportul, cazarea, participarea la târg propriu-zisă, pentru că acolo este o fire destul de mare. Pentru că... Who's Next-ul, de exemplu, este unul din târgurile care are loc acum în ianuarie și mai are loc în septembrie. De două ori pe an este un târg la Paris. Dar nu numai asta, sunt mai multe și sunt două asociații care se ocupă practic de această zonă și lucrează cu designerii și obțin finanțări și îi reprezintă. Despre ce asociații vorbim? Pe Paiu și Asociația Designerilor Români este a doua. Deci ele sunt cele care, într-un fel sau altul, susțin ieșirea designerilor, da? Organizează ieșirea ale designerilor în străinătate. Bun, acum povestește-mi despre 2018. Cum îl vezi?
Mi-ai spus că lucrurile s-au așezat, da? Da, o să vorbesc pozitiv. Relativ stabile, da. De partea pozitivă a lucrurilor o să vorbim, pentru că de partea negativă mi se pare că ține prea puțin de noi și sunt prea puține lucruri pe care le putem schimba. Și atunci o să privesc așa foarte optimist acest 2018, de ceea ce putem noi face ca oameni de business, ca oameni care lucrează în industriile creative și nu numai, ca oameni, ca antreprenori. O să vorbesc chiar și o să spun din exemplu personal ce, cum văd eu și ce putem face, și unul din proiectele pe care ne axăm și cu care, cum spuneam la început, sunt cea mai cunoscută, este acest Târg Before Vintage, care ajunge la 20-a ediție și care schimbă un pic formatul, în sensul că o să aibă un eveniment adiacent și în sensul în care îi schimbă locația pe care am avut-o în ultimii 2 ani. Nu o să spun foarte multe, pentru că aceste lucruri se desfășoară așa cumva treptat, pe măsură ce ne apropiem de data târgului. Ce pot să spun este că în aprilie, că este un loc istoric în care ne organizăm și foarte frumos. Bănuiesc că destul de mare, că târgul vostru a crescut vizibil în ultima vreme. Designerii știu că într-un asemenea târg reușesc să-și facă și vânzări bune și atunci și cantitatea de produse este din ce în ce mai mare, așadar promite-ne că o să fie un loc mai mare decât... O să fie mare și frumos și istoric, adică ne păstrăm... Bun, asta înseamnă că ediția aniversară povestește despre un eveniment care se întâmplă acolo, poți să-mi dai detalii? Nimic nu o să dau, doar că o să fie o surpriză, una din surprizele pe care noi le pregătim la 20-a ediție. Și spun că este în aprilie, mai până aprilie, poate ne mai întâlnim până în aprilie, poate mai vorbim la tine în emisiune. Sigur că da, de ce nu? Ești invitata mea, uite, la sfârșitul lunii martie, ca să poți să ne dai informații despre ceea ce urmează să se întâmple în aprilie, ok? Foarte bine. Deci ne reîntâlnim la final de martie. Da. Și ce o să mai avem iarăși este, nu vreau să spun despre acest eveniment. Bine, este nu chiar dacă despre este eveniment. Fain, hai să vorbim despre celelalte... Am înțeles, este în aprilie, o să vorbim despre el la un moment dat, să putem la sfârșitul lui martie. Spune-mi despre cum vezi creșterea lui Design Feed în 2018. Sau altor proiecte pe care le mai pui pe picioare. Ne axăm pe partea asta de educație. Am tot spus, cred că cuvântul pe care l-am spus de cel mai multe să știi ori că nu astăzi. Singură. Foarte mulți oaspeți în această emisiune vorbesc despre orientarea oamenilor către propria educație, pentru că au constatat că ceea ce primeau prin învățământul formal nu le mai este de folos sau deja este depășit și ajung să se informeze singuri, să fie autodidact și mai ales să se educe în domenii care trebuie neapărat somatizate, pentru că, iată, tehnologia s-a suit pe viața noastră. Spune-mi cum stau designerii din acest punct de vedere. Ca un trend de business, și nu numai al designerilor, trend de business este această specializare. Și atunci specializarea presupune un proces de educare accelerat și susținut. Și de asta este acest trend de a învăța, de a ști, de a te specializa și în același timp de a ști cât mai multe din domenii conexe. Designerii nu fac nicio excepție, de asta le organizăm aceste workshop-uri ca să-i putem familiariza cu piața, cu ce se întâmplă și mai ales cu cât de repede se mișcă piața, pentru că e un proces care, așa cum ziceam, este accelerat, se schimbă într-un mod accelerat și tehnologizarea este la ea acasă în 2018, adică nu că la ea acasă din 2017, în 2018 dacă nu știi, ești depășit. Și atunci dacă nu știi și nu ești, te descurci extrem de lejer în social media, dacă nu știi să lucrezi cu câteva programe sau să-ți editezi pozele sau să comunici emoțional cu oamenii, atât în social media cât și în realitate, atunci lucrurile te depășesc. Adică toată ideea este să fugi suficient de repede încât să ajungi înaintea lor ca să nu te prindă, să nu te lase în spate. Bine, n-am să te pun să îmi dai nume, pentru că ar fi unfair pentru foarte mulți dintre designerii cu care ai colaborat, dar poate pot să îi menționez pe cei pe care știi că i-ai avut la primele ediții ale târgului și care de-a lungul vremii ți-au fost parteneri până spre a 19-a. Ai designeri de asemenea factură? Este un designer care mi-e foarte drag și care a ajuns cumva, s-a lansat în 2010, deci noi eram deja la de 2 ani de existență, la 4-a ediție, 3-4 ediție.
Și a venit la noi, era foarte la început, numai ce lansase brandul, este Andreea Bădală de la Murmur. Și a venit la noi la târg și a expus și a avut un succes extraordinar. După care a continuat colaborarea cu noi și ne-am reîntâlnit la diverse ediții, a ajuns invitat special la un moment dat, iar anul acesta la ediția noastră, deci a fost parte din juriul For Vintage. Adică există o colaborare constantă cu oamenii cu care ne-am împrietenit de-a lungul timpului și care au avut succes alături de noi și care au succes internațional. De exemplu, Andreea Bădală și brandul ei este o îmbracă pe Beyoncé, pe Madonna, pe nu știu ce așa mai departe. Adică a ajuns la un nivel foarte ridicat. Și ea este, de exemplu, un exemplu de succes care este și cunoscut la nivel internațional. Și ne dragă. Și atunci mă bucur că am descoperit-o la început sau că ea ne-a descoperit pe noi, pentru că nu mai țin minte ce s-a întâmplat exact în 2010 și cine cu cine, pe cine a abordat. Dar ne bucurăm că putem păstra aproape acest designer. Am pe imaginea din spatele tău, au fost produse cosmetice, da. Și voiam să-mi povestesc și despre această zonă de beauty, a, să spunem, brandurilor românești sau creativilor românești sau nu știu cum să-i numesc, specialiștilor, farmacologilor, cei care pun pe picioare branduri de cosmetice românești. Respectiv ați adus și designer de bijuterii, dar iată și creator de produse de frumusețe. Cred că aceștia sunt de la ediția de Crăciun a târgului, care este Christmas Concept, unde îi aducem și pe ei. În mod normal, noi aducem la o ediție clasică de târg, dar acesta este un concept în care găsești cadouri de Crăciun și atunci există și această zonă a produselor cosmetice. Îi susținem, este un alt proiect pe care l-am lansat acum câțiva ani, se numește V for Verde, adică V pentru viața sănătoasă, pentru că deși ne place să mergem în cluburi, vorbim pentru millennials, și ne place să mergem în cluburi, deși ne place o viață agitată, ne place să fim sănătoși și să putem să avem energie pentru a lucra și pentru a ne pentru a crea proiecte faine și a activa în zona asta și a avea. Și atunci avem viața sănătoasă. Și viața sănătoasă înseamnă să ai grijă de ce mănânci, să ai grijă de cum te îngrijești, să ai grijă de cum îți hrănești mintea, adică de ceea ce citești și de ce oameni te înconjori. Și atunci acest proiect asta susține. Iar acest proiect este parte din Christmas Concept, târgul de Crăciun pe care l-am organizat în acest decembrie. El se întâmplă. Există ediții speciale a târgului în afară de cea de Crăciun sau nu? Sau câte ediții pe an aveți pentru de târg? Sunt trei ediții pe an, una este primăvara, una toamna și apoi este Christmas Concept, care este acest concept de Crăciun pe care îl organizăm în decembrie. Și este la a doua ediție, nu este chiar nu are o longevitate foarte mare, dar bazându-se pe succesul Before Vintage și pe succesul primei ediții, atunci putem să spunem că e o ediție de succes și că o să aibă continuitate. Genul acesta de succes al acțiunilor pe care le faci mă face să îți propun să ai în grijă și zona artelor noi, ale urbane. Pentru că evident, fiind îndrăgostit de design și de designul de produs și de artă, de designul contemporan, iată, ai reușit să pui pe picioare un eveniment important care ține de multă vreme și, așa cum ai spus, tradiția este importantă, dar cred că oameni ca tine ar trebui să stea foarte orientată către viitor în permanență. Și acum, deja bifând ceea ce înseamnă V for Vintage, bifând ceea ce înseamnă Design Fit, cred că v-ați putea orienta către atenția și către noile zone de artă urbană, care suferă, din păcate, de lipsa de atenție a unor oameni care îi pot pune în valoare. Și mi se pare că n-ați colaborat și cu unii dintre ei, ați avut design floral, la un moment dat integrat. Este parte de design floral, colaborăm cu alți creativi din diverse zone, dar asta de zonă n-am o zonă, nu este zona mea de expertiză. Chiar dacă îmi place, pot să
Simt că suferă foarte mult această zonă și este într-un fel sau altul, nu neapărat scoasă din atenție, dar marginalizată, fiind de factură urbană, este pusă undeva într-o trăznaie a unor hipsteri, dar institute mari de urbanism au început să integreze în educația absolvenților lor zona aceasta de artă urbană, în care peisagistica, de exemplu, capătă alte conotații, arta monumentală capătă alte conotații, grafitiul capătă alte conotații, și atunci poate ar fi interesant la un moment dat să vă orientați și către acest lucru. Mai sunt câteva minute și vreau să-mi spui, da, 6 mai exact, mi-au spus colegii mei, în ultimele 6 minute aș vrea să îmi povestești despre echipa ta și despre echipa ta cu care faci acest eveniment și după aceea am să-ți adresez o întrebare în care trebuie să-mi spui puțin mai multe despre ceea ce urmează să se întâmple pe platforma Design Feed, pentru că îmi place foarte mult ideea și dacă putem să te sprijinim, o facem cu plăcere. Mă bucur că îți place, da, și mie îmi place foarte mult. Da. Noi suntem o echipă mică, echipa permanentă este mică, suntem 3 oameni. În perioada proiectelor mari, în perioada târgurilor, ajungem ca o mică armată, ne strângem undeva 20, 30, 40 colaboratori și suntem toți implicați și este o agitație. Dar succesul este dat de această echipă, de toți colaboratorii și de cum reușim să-i convingem pe toți cei care participă la târg să creadă în succesul târgului și să-l promoveze mai departe. Asta este cumva partea noastră de PR, să crezi în succesul proiectului și să-l dai mai departe și să-l susții. Și atunci este unul din secretele noastre pe care le dăm cu drag și altora ca să aibă succes. Punctai despre secrete și aici voiam să ajung. Laura Călin, trebuie să-mi dai 3 sau 4 sau 5, cât mai multe tipsuri pentru tinerii creativi și tinerii designeri care își doresc să ajungă pe platforma Design Feed. Ce ar trebui să urmărească ei în construcția unor, bănuiesc că aveți nevoie să vedeți pentru a curatoria, să vedeți niște capsule, da? Da. Care ar trebui să fie lucrurile pe care designerii ar trebui să le urmărească, având undeva în mintea lor că dacă bifează astfel de 5 tipsuri pe care Laura Călin le-a oferit, ar putea avea șansă să ajungă curatoriați pe Design Feed. Colecția pe care pot să o depună și pot să o trimită la noi... În primul rând, să fie doar absolvenți sau nu? Nu, pot să fie și studenți. Pot să fie absolvenți, studenți, pot să fie designeri cunoscuți. Ei trimit imaginile cu colecția respectivă la... O trimit la noi. Ne o trimitem curatorilor. Și curatorii o punctează. Ce contează e, primul rând, să fie o colecție de design, să fie ceva creativ, adică să fie punctată ca design. În această jumătate de an în care ați funcționat, ați primit cereri de a fi curatoriate colecții ale unor creativi care n-au urmat cursuri de design, care nu sunt studenți la artă, de la design sau vestimentară sau n-au terminat? Sunt oameni care sunt talentați și care nu au urmat neapărat o facultate. Noi nu întrebăm dacă ai făcut o facultate, ci pur și simplu ne uităm pe colecția cu care se înscriu și pe care o dăm mai departe. Și cei care, stiliștii, cei care sunt curatorii noștri, își dau seama dacă are talent omul, dacă colecția respectivă poate să ajungă pe această platformă sau nu. Și atunci nu întrebăm dacă ai făcut o facultate. Am înțeles, era important de știut dacă cei care intră în atenția voastră sunt sau nu. Continuă și spunem care sunt lucruri de care trebuie să aibă grijă. Bun, deci ar trebui să fie o colecție probabil unitară, nu? Sau care... Să existe partea de design, pentru că există și colecții care nu țin cont de design. Sunt niște colecții care fie sunt mult prea inspirate de alte colecții din afară, nu sunt unitare, n-au un concept bine gândit și atunci ele putem să spunem că pot fi acceptate la noi. Contează mult imaginile pe care le au și de aici intră partea de promovare pe care noi am făcut-o. Ce fel de imagine ai în momentul în care faci o colecție și urmează să o promovezi? Este neapărat necesară existența acestor imagini? Absolut necesară. Imaginile circulă
trăim în perioadă, într-o perioadă de tehnologie, de perioada în care online-ul comunică peste tot, adică suntem în care online. Fotografia este vorbește mai mult exact. Decât orice alte cuvinte, vorbea de mai de mult decât mai mult decât 1000 de cuvinte, dar acum cu atât mai mult, respectiv cred că unul dintre tipsurile tale ar fi ca designerii să se împrietenească de foarte devreme cu colegilor de la foto și video, exact, cu care să facă echipe de lucru, pentru că asta și fac, asta fac cumva, adică se duc și cei care vin de pe băncile facultăților reușesc să facă niște imagini bune și să aibă colecții și campanii făcute bine. Și pentru că își dezvoltă mult partea creativă și atunci se vede inclusiv în imaginile pe care ele fac colecțiilor lor. Și aici este foarte bine și contează să aibă acest gen de parte creativă. Alte tipsuri să aibă o zonă cât de cât pragmatică, cât de cât comercială, adică să poată fi purtabile acele creații pe care îi le fac, pentru că, așa cum vorbeam mai devreme, sunt creativi și sunt învățați să facă artă și arta asta, ideea e să poată fi folosită ca să îmbrace pe cineva și să fie purtabilă. Și de aici suntem în zona de... și asta iarăși contează, să fie artă purtabilă, ceea ce propun pentru noi. Îți mulțumesc foarte mult. Sper ca cei care se află în aceste zone să le fi prins din zbor și să știe cum să-și contureze colecțiile capsulă pe care să le trimită, să le poată curatoria echipa voastră. Îți mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. Te aștept la sfârșitul lui martie să ne povestești despre ediția aniversară și despre următoarele surprize pe care le pregătești pentru târg. Ne vedem în martie, așa cum am vorbit. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Vă invit peste 3 săptămâni, pentru că până atunci, săptămâna viitoare, nu o să ne revedem, este vacanță și la Canal 33. Vă mulțumesc pentru participare, ne revedem pe 4 ianuarie, la revedere!